Prima probă a ultimei zile a campionatelor internaționale de not ale României tocmai a început. Suntem la finala a băieților, 50 de metri liber, cea mai rapidă probă a notului. Valentina Brace, Emil Hoțolonzin vă salută și vă invită la o nouă transmisiune de la această competiție care se încheie astăzi. 4 zile de curse, 4 zile de not de bună calitate aici în bazinul Dinamo din capitală și avem rezultatele în această finală la 50 de metri liber. 22-62, Billy Simona din Lituania, Margevicius 23-03 pe poziția a doua la egalitate cu Dinamo Vistul Alin Coste. Spuneam cea mai rapidă probă a notului, vom avea imediat și finala B. Sunt prezentați concurenții din Georgia, Lituania, Moldova și evident România. Revedem finalul acelei curse. Zi, proba de 50 de metri liber masculin. Plăduț, pătru, universitate. Spirit și a plecat și proba de 100 metri liber, are două medalii de aur în acest moment la aceste campionate. Da, de argint, proba de 200 de metri liber. Doi lituanieni au câștigat primele medalii la 50 de metri liber. Astăzi, acum, concurenții pentru finala B. Vorbeam și înainte de intrarea în direct cu Valentina vis-a-vis de explozia asta a notului în Lituania, o explozie generată în 2012 la Londra, odată cu cea care a reușit să uimească pe toată lumea câștigând 100 de metri bras, Ruta May Lutite, cea care a împlinit 21 de ani, foarte, foarte, foarte tânără și din acel moment a urmat... O veritabilă invazie de notători din Lituania în toate competițiile importante, iată și aici la Internaționalele României. Să spunem că sunt 58 de cluburi angrenate în aceste 4 zile de competiție, 10 din străinătate și evident 48 din România. Am încheiat și finala B și trecem repede la finala feminină a aceleiași probe. 50 metri spate, dăm voie să te contrazic. 50 metri spate, corect, corect. Daria Antonia Nițu pe culoarul 1, turcoaica Uder Deniz, Sandra Miclăuș de la Cluj, Teodora Dracu din Grecia, o notătoare cu mare experiență, Tatiana Sălcuțan din Moldova, Ralu Camera pe culoarul 6, reprezentând România, Cristina Andreea Nicolae de la CSA Steaua și Sabrina Săpădean de la Clubul Sportiv Universitatea Cluj. Sălcuțan a reușit la aceste campionate să-și adjudece și suta și proba de 200 spate. Să vedem dacă va reuși și acum la 50 să se impună. În general, cei care notă foarte bine 50-ul nu notă la fel de bine 200-le. Așa este. Și reciproca, evident, valabilă. Dar sigur, ea este o specialistă a procedeului spate și cred că se va impune și în acest 50. Da, pe culoarul 5 este sportiva din Moldova. Pe culoarul 4, Teodora Dracu din Grecia. Ea este o sprinteră, a reușit să câștige și 50 de metri liber la aceste campionate. Lupta se va da între cele două. De metri spate, imediat startul, culoarele 4 și 5, la mare luptă, Sălcuțan pe 5, pe 4, sportiva din Grecia. Dracu a avut cea mai bună reacție la start. Și conduce vizibil la jumătatea acestei finale. Thank you.
Ea cred că va câștiga. Da, 28-79 pentru sportiva din Grecia, pe locul al doilea, Sălcuțan din Moldova. Iată, 28-79 și 29-46. Pe 3, sportiva de la Steaua, 30-75. Finala B acum. O finală 100% românească. Cristina, stelista care a reușit să ocupe poziția a treia, se antrenează în Anglia. A plecat la facultate acolo cu bursă pentru sport. La aceste campionate n-am văzut-o decât la această probă, 100-200 nu a notat. Teodora Dracu, 26 de ani, e o veterană, spuneam, o sportivă cu un palmares impresionant. Sigur, nu la fel de impresionant ca Iron Lady, cea care a participat acum 3 ani la prima ediție a campionatelor internaționale. A fost de bun augur pentru ea, Katinka Hosu, devenind performera, una din performerele turneului olimpic de la Rio de Janeiro. A avut un an foarte încărcat atunci, a participat la foarte multe campionate internaționale ale diverselor țări. S-a testat și a notat foarte multe curse la maximum. Da, pentru că era visul ei să obțină o medalie, câștigase la mondiale, câștigase o mulțime de medalii europene, îi lipseau o medalie olimpică și n-a luat una, a luat trei. Finala B, la 50 de metri spate, Sara Maria Constantinescu de la Olimpia București, la o sutime în spate Maria Artene. Sportive născute toate după 2001 în această finală B. Junioare, sportive tinere, de perspectivă. Și ne pregătim de prima festivitate de premiere. Medaliații de la 50 de metri liber vor urca pe podium. Simonas Bilis și Davidas Margevicius din Lituania cu aur și argint. Să vorbim puțin și despre recordurile stabilite la acest campionat internațional. Am văzut trofeele care vor premia cele mai bune performanțe individuale, sunt și niște premii importante în bani, care se vor decerna la finalul acestei zile. După cum vă spuneam ieri, Martin Daniel a stabilit un nou record de junior în proba de 50 de metri spate. 25-38. Vechiul record îi aparținea lui Robert Glință, 25-48. Campionul olimpică de la maraton, Constantin Adiță, face oficiile acestei premieri. Pe locul 2 sunt 2 sportivi, de aceea nu se mai acordă locul 3. Da, dublă medalie de argint. Margevicius și Coste Alin. Coste Alin e acasă aici, da, e sportiv la Dinamo. Au semnat anul trecut cu Dinamo, el și Robert Glință. Câștigătorul probei, the winner of the 50 meter freestyle man,
Simonas Bilis, Lituania, 22 de secunde, 62 Lituanienul de 25 de ani, Simonas Bilis, pe prima poziție. În clasamentul juniorilor, in the junior rankings, pe locul 3 și medalie de bronz, third place, Mantas Kavečkas, Lituania, 24 de secunde. Bronz în clasamentul juniorilor pentru Lituania, de asemenea. Pe locul 2 și medalie de argint, second place, Alexandru Stoica, Mantas Kavečkas, îl cheamă pe sportivii din Lituania. Câștigător al probei în clasa juniorilor, the winner of the 50 meter freestyle man in the junior rankings, Leon Stan, România. Și Stan Leon pe prima poziție. El a stabilit Tatiana Sărcuțan, Cristina Nicolae, Uder Mildemis, Raluca. Un record anul acesta. Chiar în acest bazin, pentru proba de 50 metri fluture, băieți 16 ani, a doborât recordul ce aparținea lui Rațu George, 25.09, anotat 25.06. Și acum ne pregătim pentru finala la 100 de metri spate, băieți. O finală în care avem un mare favorit pe Glință, Robert Andrei Glință, pe culoarul 3, Daniel Cristian Martin pe 4 și Andrei Mircea Angel pe culoarul 5, toți trei reprezentând România. Va fi o cursă foarte disputată între cei doi, între Glință și Martin. O cursă spectaculoasă și foarte incitantă. Martin foarte tânăr, majoratul în acest an. Glință deja un sportiv experimentat. Martin va participa în această vară la campionatele europene de juniori, unde tinde către o medalie cât mai valoroasă, și la fote. Martin a stabilit și un record național de juniori, 52-94 în acest an. A stabilit mai multe recorduri. La acest campionat, la 100 metri fluture, și-a doborât propriul record, 53-02, îmbunătățindu-și performanța, 52-94. Și după cum vă spuneam ieri, la 50 de metri spate, 25-38, i-a bătut recordul lui Robert Glință. Nicușan, Dumitrache, Glință, Martin Angel, Roșioru, Tautcus și Pățurcă de la Olimpia pe culoarul 8. Cel mai bun timp înregistrat în calificări, Martin, 55-75. Singurul care a coborât sub 56 de secunde, start în această finală. A plecat foarte puternic Daniel Martin. Dar Glință trage tare și este în frunte. Robert întoarce primul, Daniel Martin al doilea, al treilea este Andrei Angel. Sunt culoarele de mijloc, evident, culoarele favoriților. Excelent această imersie pe care am avut-o ambii sportivi. E final strâns, dar cu Glință care câștigă. Robert Glință, 53-32.
Daniel Martin are 37,4. Excelent timp pentru Daniel Martin. Andrei Angel Pepu. Martin Daniel și-a judecat și recordul la juniori în această probă, ce i-a aparținea lui Robert Glință, 54-30. Și iată că de la băieți 14 ani, 15, 16 și acum și junior, toate recordurile aparțin lui Martin Daniel. Finala B acum. Probă, o finală cu 2 lituanieni și cu 6 înotători români. Urmașii lui Răzvan Florea, iată-i. Da, să sperăm că din această rivalitate va ieși o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este obiectivul doar al lor și al Federației Europene de Patron Modern. Este un obiectiv care pare realizabil în acest moment, chiar în condițiile în care lumea tonotului s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și noi am cam pierdut contactul cu elita, dar aceste generații de sportivi născuți în jurul anilor 2000 și aceste competiții pot crea cadrul pentru o medalie la Jocurile Olimpice. E un brand al notului românesc, stilul spate, și dacă cei doi vor merge umăr la umăr așa cum au făcut-o și astăzi, probabil ne vor oferi surprize frumoase. Finala B cu Alexandru Nicolae pe culoarul 1, Ionuț Gavrilă pe 2, Liviu Coman pe 3, Denis Popescu pe 4, Erica Scapocius pe 5, Vicenzo Popa pe 6, Leonard Leucuța pe 7 și Thomas Naviconis pe culoarul 8. Ce primul, Denis Popescu de la Reșița, clubul sportiv școlar Reșița. Conduce totuși Capociu, sunt umăr la umăr cei doi, Capociu și Denis Popescu. Primul este sportivul român, pe 2 lituanianul, pe 3 Liviu Coman de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. S-a încheiat și finala B. În această probă urmează festivitatea de premiere la 50 de metri spate fete. Foarte tineri sportivi din cea de-a doua finală. 2002-2003 născuți.
festivitate de premieră în proba 50 metri spate feminin. Medal ceremony in the 50 meter backstroke woman. În clasamentul open, pe locul 3 și medalie de bronz, third place, Cristina Nicolae. Pe locul 3, Cristina Nicolae, de la Steaua. Imunează medalia Matei Giurcăneanu. Pe locul 2 și medalie de argint, second place, Tatiana Sălcuțan, Moldova, 29. Sălcuțan, Tatiana, poziția a doua. Da, și pe prima poziție, cea mai în vârstă notătoare prezentă la această ediție, Teodora Dracu, născută în 92, mai sunt doi notători români născuți în 92. Dracu Teodora, Grecia, 28 de secunde, 79 de sutimi. Când voi să te contrazic. Ieri la ștafetă, tătar Cristina, de la Pitești, născută în 85, 33 de ani, mămică de altfel. Bun, perfect. Dar am văzut-o pe podium și ne pare rău. Da, atunci probleme individuale. Sigur, sigur. Este de înțeles, pentru că probele de 50 și probele de sprint necesită foarte multă experiență și forță de asemenea. Pe locul 2 și medalie de argint. Sunt premiate junioarele. Ude Nil Deniz, Turcia, 30 de secunde, 95 de sutimi. Ude Deniz. Da, din Turcia. Pe locul 2, care nu s-a prezentat la premiere. Clasamentul juniorelor. First place, Tatiana Sălcuțan, Moldova, 29 Tatiana de secunde, pe prima poziție. De sutimi. Spuneai la începutul finalei că o notătoare de 200 nu poate sau îi este foarte greu să se impună și în probele de 50. Este adevărat acest lucru. Probabil că timpul cu care a câștigat la junioare titlul la 50 de metri spate este echivalent cu cel cu care pleacă în prima sută, în primul 50 din 100 de metri spate. Se întâmplă destul de des lucrul acesta. Trecem acum la finala A, a probei de 200 de metri fluture. Iată concurentele. 7 notătoare din România și 9 notătoare din Lituania. 2 sportive de la Pitești, 3 din lotul național. Suntem așa. 3 notătoare care reprezintă România. Pe culoarul 1, Beatrice Elena Stănescu de la Municipal Pitești. Pe culoarul 2, Ioana Harabagiu de la Clubul Sportiv Municipal Brăila. De la Clubul Sportiv Universitar Pitești, Alexandra Bogdăneci. Andreea Drăgoi pe culoarul 4, Gabriela Gâdea pe culoarul 5, Alexandra Naidin pe 6. Alexandra Naidin, România. Toate trei născute după 2002. Dominica Rapsite pe culoarul 7 și Georgiana Vlăduțu de la Steaua pe culoarul 8. Acestea sunt cele 8 finaliste la 200 de metri fluture. Andreea și Gabriela sunt și colege de antrenament, deci probabil că vor face o cursă asemănătoare. Să spunem despre Gabi Gâdea, a obținut bronzul la 100 de metri spate, argintul la 200 în clasamentul open și aur la junioare. Așadar, este cu experiență. Toate trei întorc la linie primul 50. Andreea Drăgoi 31-23, cel mai bun timp pe prima lungime de bazin. Roland
Este o probă foarte grea ce necesită foarte multă voință. Gabriela Gâdea întoarce prima la jumătatea cursei. Păstrează ritmul, ceea ce este foarte important. La 2 secunde de Bogdăneci, care este pe poziția a doua. Va câștiga fără emoții această finală. Poziția a doua este Alexandra Bogdăneci pe 3, Andreea Drăgoi de la Universitatea Pitești, iar în poziția a treia Andreea Drăgoi. Medalie de argint pentru Clubul Sportiv Universitar Pitești, datorită Alexandrei Bogdăneci. Au un concurs foarte bun surorile Gâdea. Felicitărilor părinților și antrenorilor. Vin acum notătoarele din finala B. O finală în care avem o sportivă din Moldova și una din Liban. Rona Uivari de la Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca pe culoarul 1, Ariana Dodiță de la CSM Bacău pe culoarul al 2-lea, Arina Vasalataia din Moldova pe culoarul 3, Anca Guiu Vasilescu pe 4 de la Dinamo, Sabrina Scărlătescu de la Clubul Sportiv Universitar Pitești, Cătălina Comșa de la Clubul Sportiv Școlar Sibiu, Denisa Crișan de la Liceul Program Sportiv Alba Iulia și pe locul, pe culoarul 8, Hiba Duei din Liban. Cea care câștiga pe plan național această probă de 200. Ea are și recordul la junioare 2:12.75. Iar la senioare, Pura Stela de la Baia Mare are recordul 2:09.73 din 1988. Iată un record care a împlinit 30 de ani. Da. Vorbeam ieri despre școala de not de acolo din Baia Mare. A fost foarte puternică în anii aceia. Dominau totul ce constă probe sportive la not. Au fost extraordinare. Apoi Piteștiu și apoi cu doamna Sava. Spuma a fost aici în București câțiva ani de zile. Dar cele trei campioane ale noastre, cele mai bune trei sportive ale României, Camelia Potec, Diana Mocanu și Vicky Cășlaru, sunt din Brăila.
Acolo e capitala. Din păcate este nostru, capitala istorică, dar nu o bazin. Da. Da, bazinul mult promis, cel de 50 de metri, piscină olimpică, extraordinar, ce trebuia fi finalizat anul trecut, s-a amânat pentru anul următor. Sperăm să se termine cu lucrările acolo și să înceapă activitatea din nou la cel mai înalt nivel. Este foarte important pentru sportivi să se antreneze în bazine de 50 de metri, cu toate că s-au construit, cel puțin în București, foarte multe piscine de 25 de metri. Nu este același lucru. Iar pentru nototorii, cel mai important este contactul cu apa. Nu te poți antrena pe uscat. Sabrina Berbet, cu Universitar Putești, câștigă finala B. A câștigat această finală B, Sabrina Scărlătescu, de la Clubul Sportiv Universitar Pitești. Urmează festivitatea de premiere în proba. Și iarăși festivitatea de premiere. Băieții de la 100 de metri spate. Vorbim puțin despre cele mai bune performanțe ale campionatului. Pe prima poziție la în clasamentul Open este Rapsis Danas din Lituania, urmat de Robert Grință, și pe a treia poziție este Sidla Uscas. Vom vedea în scurt timp dacă s-a produs vreo modificare în acest clasament, având în vedere că Martin Daniel a terminat cursa de 100 metri spate cu un nou record, un timp extraordinar de bun. Festivitatea de premiere în proba 100 metri spate masculin. Medal ceremony in the 100 meter backstroke. Sunt 6 premii individuale pentru performanțele realizate la această ediție a campionatelor internaționale. Cel mai important, valorând 4.000 de euro. În clasamentul Open. Pe locul 3 și medalia de bronz. Carmen Bunaciu le înmânează medaliile sportivilor. 55 de secunde, 89 de secunde. Pe locul 2 și medalia de argint, second place, Daniel Martin. Daniel Martin pe poziția a doua. 74 de secunde, nou record național de junior al României, proba 100 metri spate. Nou record național de junior al României în această finală. Și campionul probei, Robert Glință, România. Robert Andrei Glință, România. 32 de secunde, nou record național de seniori al României în proba 100 metri spate masculin. Vorbeam despre rivalitatea dintre cei doi sportivi. Pe Martin 1 îl ajută foarte mult pentru a se depăși. Practic se antrenează amândoi într-o luptă și amândoi reușesc să-și depășească propriile puteri. În clasamentul juniorilor. Până la urmă, asta dă măsura valorii, o asemenea rivalitate face ca performanțele să urce în permanență și, sigur, la altă scară, la cu totul altă scară, toată lumea notului. A fost fascinată an la rând de duelul uriaș între Lochti și Phelps, cel care practic a ținut interesul la cote foarte ridicate în toate competițiile în care participau cei doi. Până la urmă, Phelps a fost învingător all time în acest duel, dar ambii recunoșteau că această rivalitate, faptul că notau cam în aceleași probe,
i-a făcut pe amândoi să se depășească și să se pregătească extraordinar. Sigur, de multe ori s-a întâlnit în lumea notului astfel de rivalități. Camelia o avea pe Simona Păduraru de la Bacău. Pe plan național, ele două își disputau titlurile. Pe plan internațional, Camelia, nu știu, reușea să se adune, să se concentreze mult mai bine și reușea să urce pe podium. Eu, ani de zile, am urmat-o pe Diana, am încercat să o ajung mereu. Este și Ian Torp cu Grand Hackett, care la fel se luptau probele de 400-1500 de metri liber. La foarte multe competiții, mi-aduc aminte, Torp câștiga 1500, iar Hackett 800 de metri liber. Da, exact. Mergem mai departe. Ziua a patra a campionatelor internaționale de not ale României. 200 de metri bras, băieți. O finală cu doi sportivi lituanieni pe culoarele 4 și 5. Andrius Sidlauskas și Mantas Lisauskas. Sergiu Chiețe de la Dinamo pe culoarul 1. Andrei Popazov Marinescu pe culoarul al doilea. Constanțeanul de la Farul Atila Abibula pe culoarul 3. Andrius Sidlauskas din Lituania, cel mai bun timp în calificări, 2.18.51. Conaționalul Mantas Lisauskas, 2.22.51. Roman Aftanas din Moldova pe culoarul 6. Sebastian Tulea de la Palatul Copiilor Constanța pe culoarul 7 și Rareș Călin de la Aquasport Timișoara pe culoarul 8. Sidlauskas deține titlul și la 50 și la 100 de metri bras. Să vedem dacă va reuși și în proba de 200. A avut cel mai bun timp, cu aproape 4 secunde mai bun decât al lui Lisauskas. Sigur, el este un specialist al acestei probe. Este campion mondial de juniori în 2015. La campionatele mondiale din 2017 la 100 metri bras a ocupat poziția 6, iar anul acesta la Antper, la 200 de metri, a mers 2.14.54. Ce tehnică extraordinară are acest sportiv. Mă, normal, încheie finala la jumătatea cursei. Are un avantaj clar, net. Nu are adversar în această probă. Da, și le câștigă pe toate. 50, 100, 200. Sidlauskas 1.02.76 la 5 secunde distanță. Lisauskas. Recordul la senior este 2.14.73. Agache Dragoș în 2011 l-a îndeplinit la un campionat la Pitești. Clar sub 2.14, iată, 2.12.33. Excelentă cursă.
2, 20, 35, la 8 secunde Elisa Uscas și apoi Atila Bibula de la Farul Constanța, 2, 22, 4, deci la 10 secunde distanță. De bronz revine sportivului Atila Bibula, Farul Constanța. Trei medalii de aur la Internaționalele României pentru Sidla Uscas, a dominat net. Probele de braț. Andreea Drăgoi, Alexandra Naidi. Să vedem dacă va reuși cu acest timp să urce în clasamentul celor mai bune performanțe. Este o bătaie pentru punctaj, pentru că sunt niște bani puși în joc. 4.000 cea mai bună performanță, 2.000 și 1.000 locul 3. De altfel se premiază și cei mai buni juniori la băieți și la fete și cei mai buni seniori. Apar notatorii din finala B. 7 români și un lituanian. Lituanian de culoarul 7. Radu Vaipan de la Municipal Drobeta Turnu Severin pe culoarul 1. Pe culoarul 1, lane 1, Radu Vaipan, Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin. Culoarul 2, lane 2, Ionut Sărac, Dinamo București. Ionut Sărac de la Dinamo pe culoarul al doilea. Dragoș Pungă de la Municipal Brăila pe culoarul 3. Pe culoarul 4, Ioan Alexandru Preda de la Palatul Copiilor Constanța. Mihnea Ionescu pe 5 de la Steaua. Pe 6, Cristinel Davija de la LPS Baia Mare, liceul cu program sportiv. Pe 7, lituanianul Alexa Savikas. Și pe 8, Andrei Bojenaru de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. Cu o cască britanică, sportivul de la Petrolul. Ultimul brasist de calibru pe care l-a dat România este Preda Valentin, participant și la Jocurile Olimpice. Nu e un procedeu extrem de agreat de notătorii români. Pentru braț, toți înotătorii spun că trebuie să te naști. Adică sunt foarte puțini brasiști care reușesc să înoate și alte procedee. Majoritatea înoată braț și mixt, dar le este foarte greu să-și îmbunătățească timpii la spate sau la fluture ca să aibă un 200 sau un 400 mixt foarte bun. Trebuie să fii, să stăpânești toate cele patru procedee temeinic. Este un avantaj pentru brasiștii în ceea ce privește mixtul, dar, după cum vă ziceam, este foarte dificil. Ei au și o structură mai deosebită, specialiști în procedeul braț. Stau cu vârful picioarelor în exterior, e așa, merg ca o rată. Ochiul unui fost notator își dă imediat seama cam ce procedee a notat fiecare. Vă spuneam ieri, fluturiștii au brațele foarte lungi și trunchiul mai mic.
grasiștii au mersul acesta specific, fondiștii sunt foarte dezvoltați pe brațe, piept, spate și picioarele mai puțin pentru că le folosesc foarte puțin, fiind un consumator foarte mare de energie. Ce strânsă este această cursă! Da, câștigă Dragoș Pungă pe culoarul 3, la mică, foarte mică distanță, e un țărac, și pe 3 Cristi Dabija, cel care a întors primul la 100 de metri. De 200 de metri fluture, fete, acum festivitate de premiere. Doamna Iulia Becheru este rugată să oficieze festivitatea de premiere. Iulia Becheru va fi cea care va înmâna medaliile fetelor. Este antrenoarea de la Steaua București, antrenoarea surorilor Gâdea. Premiază cu mare bucurie pentru că una dintre surori este campioana acestei probe la competiția care se încheie astăzi. Este un sentiment foarte plăcut atunci când antrenorul îți pune medalia de gât. Mi s-a întâmplat și mie, pentru că în antrenamente foarte rar primești un bravo sau bine, este bună cursa pe care ai făcut-o, totdeauna este loc de mai bine, totdeauna se dorește cât mai mult să scoată antrenorul de la sportiv, îl chinuie la propriu. Medalia de bronz, third place, Andreea Drăgoi, România. 2 minute 21 de secunde. Andreea Drăgoi pe locul 3. Pe locul 2 și medalie de argint, second place Alexandra Bogdaneci, Universitatea Pitești. Pe locul 2 Bogdaneci Alexandra. 19 secunde 16 sutim. De la Universitatea Pitești. Și câștigătoarea a probei, Gabriela Gâdea, România, 2 minute 17 secunde 53 sutim. The winner of the women's 200 meter butterfly, Gabriela Gâdea. Felicitări! În clasamentul juniorelor, in the junior rankings, pe locul 3 și medalie de bronz, third place, Alexandra Naidin, România, 2 minute 25 de secunde, 39 de sutim. Pe locul 2 și medalie de argint, second place, Andreea Drăgoi, România, 2 minute 21 de secunde, 96 de sutim. Câștigătoarea probei în clasamentul juniorelor, Gabriela Gâdea, România. Și din nou pe prima poziție, Gabriela Gâdea, 53 de sutim. 16 ani, două cele două junioare, Gâdea, Gabriela, România. Andrius Sidelauskas, Mantas Lisauskas, Atila Abibula, Andrei Marinescu, Sebastian Tulea, for the medal ceremony in the 200 meter breaststroke men. O sută metri liber, fete, finala A, este proba care urmează. O probă în care vom vedea din nou pe Teodora Dracu din Grecia. Iată-o cu shortul roz. Are adversare pe măsură pe Gizem, pe Ana Dascăl, specialiste ale probelor de sută. Da, Gizem Güvenci din Turcia, cel mai bun timp, 57-22, 57-56 Teodora Dracu. Maisa Rațiu pe culoarul 6 și Ana Iulia Dascăl pe culoarul 3 încadrează cele 3 favorite. Acum vom vedea o dispută între o sprintare, Dracu, care are aur la 50, și Yasmin Ivan, România.
Cularul 3, Lane Turcoaica, care deține Dacu, titlul la 200 de metri și locul 2 la 400 de metri liber. Cularul 5, Lane 5. Fia Maria Danila pe cularul 1, Jasmine Ivan pe cularul 2, Ana Iulia Dascăl pe 3, Ghizem Juvenț pe 4, Teodora Dracu pe 5, Maisa Rațiu pe 6, Alina Matrevițcaia din Moldova pe 7 și Doris Pustai de la Municipal Baia Mare pe cularul 8. Recordul la senioare îi aparține Tamarei Costache din 1986, 55-40, iar la junior 56-12, Livia Copariu din 87, iar de la 14, 13 și 12 ani, recordurile îi aparțin Anei Maria Dascăl. Da, pe culorul 3, Ana Maria Dascăl, în această finală a întoarce prima Dracu, 26-67, urmată de Ana Maria Dascăl și de turcoaica Juvenț. Victorie lejeră pentru sportiva din Grecia. Locul întâi Dracu, pe 2 Ana Maria Dascăl și pe 3 Ghiuvenci, apoi Jasmine Ivan, Maisa Rațiu, Matrenițcaia, Danilă și Pustai. Foarte bună cursă pentru Dracu Teodora și pentru Ana Maria Dascăl. Ana Iulia Dascăl, pardon. Ce diferență de vârstă între cele două, 10 ani de Dracu și Dascăl. Ana, așa a mers timpul. Finala ce este foarte bine, având în vedere că această competiție este una de verificare. Sportivii nu ating un vârf de formă aici. Și se pregătesc pentru campionatele open de juniori. Carina Nottinger, Clubul Sportiv Școlar 1, Timișoara. Cularul 3, Lane 3. Ana Maria Dragomir de la CSA Steaua pe cularul 1, Carina Nottinger de la CSS 1 Timișoara, Olimpia București. Mihaela Gărboan de la Municipal Cluj-Napoca, Katinka Denieul de la Olimpia București, Daria Maria Ioana de la CSA Steaua, Alexia Bascarău de la reprezentând România, Maria Danilova din Moldova și Andra Mitu de la Dacia Mioveni. Pe cularul 8. Acestea sunt finalistele din această finală B. Prima întoarce Ana Dragomir de pe culoarul 1. Ea conduce cursa cu 25 de metri înainte de finish, dar vine puternic pe culoarul 4 de Nieul. Deneul câștigă.
Pe poziția a doua este Alexandra Bașcarău, Nottinger pe 3. Aceasta este ordinea în finala feminină la 100 de metri liber. Urmează finala feminină B. Urmează premierea băieților de la 200 de metri bras. Scriptarea de premiere în proba 200 metri bras masculin. Medal ceremony in the men's 200 meter breaststroke. În clasamentul open, pe locul 3 și medalie de bronz, third place, Abibula Attila, Pavel Constanța, secretarul general, 2 minute 22 de secunde. Abibula Attila de la Farul Constanța, pe culorul 3, pe ultima treaptă a podiumului, medalie de bronz. Mantas Lisauskas, Lituania. Mantas Lisauskas din Lituania, medalie de argint. Și tot din Lituania, Andrius Sidlauskas, cel care a câștigat categoric această finală. Andrius Sidlauskas, Lituania. 2 minute, 12 secunde, 33 de sutim. Performanță foarte bună pentru înotătorul lituanian. Felicitări în clasamentul juniorilor. In the junior rankings, pe locul 3 și medalie de bronz, Sebastian Tulea, Palatul Copiilor Constanța. Sebastian Tulea de la Palatul Copiilor Constanța. 26 de secunde, bronz, 60 de sutim. Clasamentul juniorilor. Locul 2 și medalie de argint, the second place, Andrei Marinescu Popazov, România. Andrei Popazov Marinescu. Secunde, 96 de sutim. Câștigătora probei, the winner in the junior rankings, Mantas Lisauskas, Lituania, 2 minute, Mantas Lisauskas, secunde, 35 de sutim. Câștigă competiția rezervată juniorilor. Felicitări! Teodora, clasamentul juniorilor și premiul de 500 de euro până în acest moment îl deține Martin Daniel, iar la fete Sălcuța Tatiana. În clasamentul seniorilor Rapsis Danas, iar la fete Teodora Dracu. Să vedem dacă s-a schimbat ceva astăzi, dacă s-a produs vreo modificare în acest clasament. Urmează o probă de ștafetă. Nu, o probă individuală. Este 400 de metri mixt. Fete. Așa era. Nu, nu, nu. 400 liber băieți. 400 liber băieți, da. 400 liber băieți. Iată pe cei 8 finaliști. O finală eterogenă cu un sportiv din Turcia, doi georgieni,
un sportiv din Moldova, un lituanian și doar 3 români. Concurează specularul 1. Specularul 1, Mert Kilavuz din Turcia, sportiv născut 2003. Bogdan Petre de la Clubul Sportiv Universitar Pitești, specularul al doilea. Danas Rapsis, lituanianul născut 95, specularul 3. Alin Artimon din România. Irakli Revishvili din Georgia, specularul 5, sportiv născut 89. Bogdan Scarlat, specularul 6. Nikita Bortnikov din Moldova, pe 7. Și Makaki Vashakidze din Georgia, pe culoarul 8. Pe Scarlat l-am văzut ieri în proba de 1500 de metri liber, încercând să-și îndeplinească baremul de campionate europene în proba de 800. Se poate face și acest lucru, dar din păcate a fost destul de departe. Cu toate acestea, a câștigat aurul în proba de 1500. Europenele din această vară sunt la Londra, europenele în bazin de 50 de metri. La Glasgow, nu la Londra, la Glasgow. Întoarce primul Danas Rapsis, 25-48, singurul care a coborât sub 26 de secunde pe prima lungime de bazin. El are până în acest moment două titluri internaționale, la 200 de metri spate și la 200 de metri liber. Recordul național îi aparține lui Coman Dragoș, 3.46.70, iar la junior tot el, 3.54.45. Rapsis este unul dintre cei mai importanți înotători din Lituania. Este medaliat cu aur la campionatul european în bazin scurt. Are un bronz la europenele în bazin normal la Londra în 2016. A câștigat titlul la 200 de metri liber la Copenhaga la europene în 2017, europenele în bazin scurt. De asemenea, dublu medaliat cu aur la Universiada de la Taipei din 2017, la 200 liber și la 200 spate. Cel mai bun timp al său la 400 metri liber este 3.53.33. Să vedem dacă va reuși să-și îmbunătățească performanța. În 2013, la campionatele mondiale de juniori de la Dubai, a notat în ștafeta combinată 4-100 mix alături de Ruta Meilutite, cea de care vă spuneam că este cea mai importantă înotătoare din Lituania, campioană olimpică la Jocurile Olimpice de la Londra.
iată că s-a modificat clasamentul celor mai bune performanțe. Rapsis Danas era cel care până în această reuniune deținea cea mai bună performanță, acum a crescut pe locul 3. Lință, Martin și Rapsis. Da, dar este făcut înainte de această finală pe care, exact, în mod normal o va câștiga lituanianul și va urca probabil înapoi pe primul loc. Rapsis 3-4, 10-6, 7-3 la 8 secunde de Bogdan Scarlat, cel care a terminat pe poziția a doua, Alin Artimon pe locul 3. Așadar, o finală adjudecată de Lituania. Două medalii pentru România, Bogdan Scarlat și Alin Artimon. Urmează finala B cu doar doi nătători străini, libanezul Simon Duei și turcul Genghizan Sahin, plus 6 nătători români. Finala B, Sebastian Babiciu de la liceul cu program sportiv Baia Mare pe culoarul 1. Bogdan Ștefănescu de la Olimpia pe culoarul al 2-lea. Libanezul Simon Duei. Andrei Popazov Marinescu pe 4. Sahin Genghizan din Turcia, Laurențiu Haiducu pe culoarul 6, Mihai Gherghei de la Municipal Cluj-Napoca pe 7 și Andrei Popa pe culoarul 8. Start în această finală B. Avem timp acum să vorbim despre cât de multă muncă necesită pregătirea unei curse la cele mai înalte cote. De ore de antrenament este în spatele acestor bazine, care probabil din spatele televizoarelor par atât de ușoare. Acești notători stăpânesc o tehnică foarte bună, de aceea se vede că practica alunecă prin apă. Vă garantez că este foarte obositor să faci acest lucru. Ei se antrenează dimineața 2-3 ore, după amiază iarăși 2-3 ore, plus pregătire fizică. Sportivii de top înoată 10 de kilometri pe săptămână. Da, ating 100-150 de kilometri pe săptămână. Da, înoată de la 7.000 pe antrenament până la 12-13.000 pe antrenament, vorbim. Și nu e plictisitor? Nu este plictisitor, o faci cu pasiune, intră într-o obișnuință, e ceva firesc. Pentru că pare... Chinuitor, e da. E chinuitor să noți pe culoarul tău fără să te uiți stânga-dreapta. La alergare parcă e mai simplu, că mai te mai fură peisajul. Într-un bazin e foarte complicat să înoți zeci de kilometri. Sigur,
se fac și mici glume pe seama aceasta, că mai ales procedeile care luată capul în apă, fluture spate bras, poloiștii în mod special le place să facă mișto de notători, că urmăresc linia aceea care este pe fundul bazinului. Da. O mici răutăți ca între sporturi. Da, pentru că toți suntem în Dinamo, te întrerup puțin. Sigur. Se antrenau poloiești în bazinul în aer liber și au ieșit din sala de forță boxerii de la Dinamo. Și poloiștii se antrenau cu o ganteră de 20 de kilograme în apă, evident. Și evident că au fost ținta ironiilor celor de la box, care spuneau: luați și voi gantera de 100, luați haltera de 100, nu cu astea. Și cel mai vocal dintre ei a fost convins să vină să vadă cum este în bazin. Și mi-a povestit un martor, i-a înmânat haltera în apă și s-a lipit în următoarele 3 secunde de fundul bazinului. E mult mai complicat decât pare, mai ales să te antrenezi cu o halteră în apă. E foarte, foarte greu. Și dacă asta ar fi venit de la un spectator, poate că ai fi înțeles, dar de la un sportiv, parcă e mai neașteptat așa. Cert este că din acest punct de vedere, e un sport foarte greu de făcut. Antrenamentele sunt foarte, foarte complicate, foarte grele. Și în ciuda acestui fapt, cei care ating marea performanță înoată la un nivel înalt 10 ani, 15 ani, e o perioadă îndelungată, în condițiile în care încep la 5 ani, la 6 ani, la 4 ani și când, iată, la 13, 14, 15 ani sunt deja socotiți seniori și câștigă medalii. Melutita a câștigat la 16 ani aurul olimpic. Sunt multe cazuri în care... Diana la fel, exact. Nu au vârsta senioratului și... Sigur, vorbeam și zilele trecute. Fetele ating maturitatea sportivă mult mai repede, la 15-16 ani. Deja ești cu experiență și te bați de la egal la egal cu fete de 20-24 de ani, care sunt net superioare ca competiții și ca tehnică în mod special, pentru că asta este cel mai important lucru în not. Cu cât ai o tehnică mai curată, mai bună, cu atât te protejezi de accidentări mult mai bine. Ăsta este și motivul pentru care mulți nu mai ajung la seniorat, pentru că uzura, în mod special, este cea care produce accidentările. Încă o festivitate de premiere, 100 de metri liber fete, după care vom trece la o probă foarte spectaculoasă, 400 de metri mixt. Este proba dominată în natația mondială de Katinka Hosu, cea care a notat în acest bazin. Da, medalie de bronz pentru Gizem Güvenç din Turcia. Premieză Constantin Adiță. A întârziat, s-a rătăcit turcoaica. Pe poziția a doua, Ana Iulia Dascăl. Iată că a ajuns turcoaica. Probabil era în bazinul de relaxare. Acum primește medalia de la una din cele mai spectaculoase medaliate cu aur din istoria sportului românesc. Succesul de la Beijing a fost absolut fabulos, mai ales că era foarte puțin așteptat. Sigur, practic singura care se aștepta la o medalie olimpică era chiar ea. Da.
Și pe prima poziție, evident, campion aici la Internaționalele României, notătoarea din Grecia, Teodora Dracu. Să vedem acum clasamentul juniorilor. Ivan Yasmin, poziția a treia de la Steaua. Iar întârziat, iar plecat de acolo și a venit acum să primească medalia de argint în clasamentul juniorilor. Ana Iulia Dascăl, locul 2 la senioare, locul 1 la junioare. Are o calitate fizică extraordinară această sportivă. S-a pregătit un an de zile cu Laura Sachelarie, apoi a revenit la Edică Șlaru. Laura Sachelarie, antrenoarea Dianei Mocanu, cea care i-a fost părtașă la victorie, la suferința pe care o îndura în antrenamente, la accidentările pe care le-a suferit și ea, absolut peste tot erau împreună. Să nu uităm două medalii de aur. Diana Mocanu, la fel de neașteptate ca aurul Constantinei Dintă. La 16 ani. Da, pare atât de îndepărtată și de greu accesibilă o asemenea performanță acum. 400 de metri mixt feminin, finala A. Maria Tia Dănilă de la CSA Steaua București. Nu. Nu, Andreea Drăgoi este reprezentând România. Simona Sebastița pe culoarul 2. Emilia Dumitrescu Colții de la Petrolul Ploiești pe culoarul 3. Victoria Güneş din Turcia pe culoarul 4. Maria Claudia Gâdea pe culoarul 5, Ingrid Husar pe culoarul 6, Claudia Tolea pe culoarul 7 și Ioana Buzlea de la Crișul Oradea pe culoarul 8. O probă extrem de grea în care se înoată toate cele patru stiluri, 400 de metri. O proba regină pentru un înotător, trebuie să sunt le stăpânești foarte, pe toate. Sigur, sunt foarte puțini înotători ce își permit să înoate, mai ales proba de 400 de metri. Bichi Cășlaru era una dintre ele. Argint și bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney, proba de 200 și 400 de metri mixt. Ea a început în notul îndrumat de Gabriela Stoicescu la Brăila. Vorbea mai devreme, părere de rău că bazinul este încă în construcție de atâția ani de zile. Ea deține multiple medalii europene la campionatele europene de juniori, cele mai valoroase la 200 și 400 de metri mixt a obținut aurul, iar la seniori are 3 medalii de aur în anul 2000 la Helsinki. O notătoare cu un palmares extraordinar, încununat inclusiv de un bronz la campionatele mondiale de la Fukuoka la 400 de metri mixt și în 2003 la Barcelona. Este lungimea de este suta de notată spate. Pare că se relaxează Victoria Güneş. Ea este și deținătoarea titlului la 200 de metri mixt, a câștigat aurul la aceste campionate, la 100 braz, 200 braz și 100 fluture, cam tot ce a notat a câștigat.
cu siguranță se va impune și în această probă de 400. Ea este o nătătoare foarte valoroasă pe plan internațional. Are un trecut foarte interesant, fiind ucrainiancă de origine și în 2014 s-a mutat în Turcia, obținând și cetățenia, și de atunci reprezintă țara adoptivă. Se trece acum la procedeul bras. 100 de metri înmotat în bras. O sportivă de pe culoarul 8, Buzlea, a abandonat. Vă spuneam la începutul cursei cât de important este să stăpânești toate cele patru procedee pentru a nota un 400 de metri mixt cât mai bine. Se vede că nuată bine brasul, a mărit avansul, cred că sunt undeva la 5 secunde. Sigur, ea este și o specialistă a acestui procedeu. Are 2 medalii de bronz la campionatele europene bazin scurt la 100 și 200 de metri bras. 3:38:27 după 300 de metri. 3:48:17, 20 de secunde în plus față de Maria, în minus față de Maria Gâdea. Pe locul al treilea este Emilia Colții și ultima sută în stilul liber, ultimii 50 de metri acum. Victorie extrem de clară pentru sportiva din Turcia. Maria Gâdea a câștigat aurul la proba de 400 de metri liber, atât la Open cât și la juniori. Iar la 100 de metri bras, la aurul la junior, cu record național de juniori. A venit pe poziția a doua. Urmează finala B. Spuneai de Victoria Ghiuneș, că este de origine ucraineană, născută Victoria Solnceva. Până în 2014 a reprezentat Ucraina și din 2014 reprezintă Turcia. Multiplă campioană mondială de juniori. Cele 8 înătătoare din finala B. 7 sportive din România și Alexandra Deineco din Republica Moldova. Finala B,
Ilie de la Dacia Mioveni pe culoarul 1, Otilia Lavinia Pop de la Municipal Baia Mare pe culoarul 2, Caterina Badra-Alexi de la Municipal Cluj-Napoca pe culoarul 3, Alexandra Deineco pe culoarul 4, toate aceste patru sportive născute 2003, Alexandra Naidin din România pe culoarul 5, născută 2004, Maria Miruna Ilie pe culoarul 6 de la Viitorul Pitești, pe culoarul 7 Leona Popa de la Municipal Baia Mare și Maria Stănică de la Aqua Sport Citius București. Citius București și ea născută 2004. Să spunem despre Victoria Ghiuneș că este antrenată de Irina Biaceanin, mama faimosului Arcadi Biaceanin, multiplu campion european, mondial, medalii la Jocurile Olimpice de la Beijing la 100 spate și la 200 de metri spate. Mă uitam la regina acestei probe, câștigătoarea medaliei de aur la 400 de metri mixt la Rio de Janeiro, Katinka Hosu. La Rio de Janeiro, venind să ia o medalie, a luat, spuneam, 4, 3 de aur și un argint. Are un palmares absolut uluitor și cred că este cea mai importantă sportivă care ne-a vizitat țara în istorie, în istoria notului. Greu de găsit ceva asemănător. 52 de medalii de aur la europene, mondiale și Jocuri Olimpice. Absolut fantastic. Are 7 medalii de aur în bazin normal și 13 medalii de aur la mondiale în bazin scurt. Iron Lady, așa cum este poreclită, cea care a câștigat 400 de metri mixt la Roma în 2009, la mondiale, la Barcelona în 2013, la Kazan în 2015, la Budapesta în 2017. Absolut fantastică. Sigur, porecla este datorită faptului că s-a axat foarte mult pe forță și a mărit musculatura pentru a fi cât mai puternică în apă. Este foarte important pentru actualii sportivi față de ce se întâmpla în anii 80-90 și se pune din ce în ce mai mult accent pe exercițiile de forță și de finețe. Vă spuneam, tehnica cât mai curată, cât mai eficientă este foarte importantă, de aceea un sportiv poate să fie și campion olimpic, întotdeauna are de îmbunătățit la tehnică. Caută mereu noi metode de a se antrena, atât în apă cât și pe uscat, exerciții de echilibru se întâmplă pentru notătorii care nuată procedeul spate pentru a-și păstra poziția fixă pe apă, să nuate cu un pahar pe frunte. Pentru a-și îmbunătăți imersia, fluturările acelea ce le fac sportivii după start și întoarcere, parcurg bazine întregi pe sub apă și multe alte finețuri secrete ale meseriei. Se spunea la un moment dat ca un cancan așa de Phelps că doarme într-un bazin scufundat în apă. Sincer, eu nu cred lucrul acesta, dar nimic nu este posibil, imposibil. Da, parcă lipsește Phelps. Ne-am obișnuit atât de tare cu el la Jocurile Olimpice, încât următoarea ediție va fi săracă fără el și fără pariurile pe care el le avea de îndeplinit.
challengerurile fantastice pe care le-a avut de, de trecut. A intrat la Rio de Janeiro încercând să bată recordul istoric de medalii de aur la jocuri și a făcut-o strălucit. Sigur, întotdeauna s-a spus așa. Alexander Popov a fost primul care a... De fapt, nu. Dacă e să ne duce mult în spate, Spitz, Michael Spitz, Spitz sigur Spitz că da. A fost primul. Popov, apoi Ian Thorp. Când se spunea că după Thorp, cine va mai domina așa extraordinar concursurile de notă, a apărut Michael Phelps cu prima participare la Olimpiadă la 15 ani sau la 14 ani, nu mai știu exact. Foarte, foarte tânăr și 4 ani mai târziu a spulberat efectiv concurența. Da, țin minte că la Beijing a câștigat toate probele în care a notat. Sigur. A pierdut 2 medalii de aur la Londra, una din ele fiind învins de Chad Leclerc. Dar a revenit mai puternic, s-a retras după Londra, a fost apoi povestea cu suspendarea, după care a revenit, a notat senzațional și, sincer, n-aș spune că 100% nu-l vom vedea la următoarea ediție de jocuri, la Tokyo. 1% așa, cred că mai sunt speranțe să-l revedem în bazin. Nu cred că n-ar face față. Sigur, pentru el, nu, el locul întotdeauna 2 nu există. Sigur, și-a impus... Ori medalie de aur, ori nimic. Și atunci e clar că ar avea o mare problemă să nu termine pe podium în probele lui. Dar așa, un 1% mă gândesc că am putea măcar într-o finală să-l vedem. Să spunem despre el că acum din ce în ce mai mulți copii sunt depistați cu ADHD. Phelps are ADHD, el a fost dat la cursurile de not tocmai pentru a-l mai stăpâni, fiind un cadru închis între două culoare, pe bucățica lui acolo a trebuit să-și vadă de treabă, n-a avut încotro și a dezvoltat o adevărată obsesie, o pasiune dusă la extrem pentru acest sport și a reușit incredibilul. Premieră la 400 de metri liber, Alina Artimon, medalie de bronz. Carmen Bunaciu premiază. Alina Artimon pe locul 2, campionul de la 1500. Dana Drapsis din Lituania pe locul întâi și probabil noul lider al ierarhiei după această victorie. Așteptăm o confirmare. Era pe 3 înainte de startul acestei finale. Glință și Daniel Martin erau pe primele două poziții. Îl avem în imagine pe tatăl lui Coman Dragoș. A fost mai devreme. Da, clasamentul juniorilor acum, Laurențiu Haiducu. Un concurs foarte bun pentru el. Nikita Bornikov din Moldova. Medalie de argint. Haiducu la 200 de metri fluture argint în clasamentul Open și locul întâi la juniori. Aur la proba de 400 de metri mixt și acum îl vedem din nou pe podium la juniori. Mert Kilavuz din Turcia, câștigătorul competiției juniorilor la 400 de metri liber. Se pregătesc medaliatele de la 400 de metri mix și noi ne pregătim de ștafete.
Ultimele două curse ale acestui campionat, ale acestei competiții internaționale României. 400 mixt, proba masculină, și 400 mixt, proba feminină. Spre deosebire de zilele trecute, unde am urmărit ștafete combinate, acum sunt stricte. Brăila București, Olimpia București, Steaua, Baia Mare, Aquasport Timișoara și Municipal Pitești în prima cursă finală la 400. Nu este semifinala. Următoarea proba a concursului, ștafeta masculină 400 metri mix. Next is the men's relay 400 meter medley. În seria 1, pe culoarul 2, lane 2. Da, sunt două serii. Municipal Brăila. Gania Cristian, Dragoș Pungă, David Papuc, Ionuț Gravrilă. Culoarul 3, lane 3, Olimpia București. Municipal Brăila, Olimpia București. Andrei Grigore, Luca Preda, Bogdan Ștefănescu. Culoarul 4, lane 4, Steaua București. Vasileios Kokinakis, Ovidiu Bogdan, Cristian Danilă, Alexandru Hentia. Culoarul 5, LPS Baia Mare, cu program sportiv Baia Mare. Alexandru Hâncu, Cezar Cosmuță, Rareș Silaghi, Sebastian Babiciu. Culoarul 6, lane 6, Aquasport Timișoara, pe culoarul 6, Mihai Jurchescu, Rareș Celin, Leonard Lăucuța, Patrick Damian. Culoarul 7, lane 7, și pe culoarul 7, Municipal Pitești, Alexandru Nicolae, Popazov Marinescu, Laurențiu Hajucu, Daniel Cușar. Start în această serie. În ștafetele de mixt, vă spuneam și ieri, se începe cu procedeul spate pentru că necesită un start din apă. Aceste încurajări care se aud, mă rog, aceste indicații care se aud din tribună, sunt percepute de sportiv în apă? Da, se aude în apă, dar cel mai important ești tu cu tine acolo și știi ce ai de făcut. Mi se pare chiar că e foarte multă liniște în bazin când... Da, de obicei e gălăgie, de obicei e mult mai vocală atmosfera. Probabil că la următoarea ștafetă, următoarea serie a ștafetelor cele mai tari, cu siguranță se vor agita spiritele. Da, este importantă susținerea pentru că e ultima probă din concurs. Sportivii mai înoată două înainte, dau maximul la fiecare cursă și le este foarte greu să-și folosească ultimele resurse în ștafeta. Suntem la jumătatea acestei probe. Urmează suta înotată fluture și apoi suta înotată liber.
cealaltă serie vor fi în apă notători de la liceul cu program sportiv Emil Racoviță din București, de la Olimpia București, din echipa Moldovei, din echipa României, din echipa Lituaniei, de la Steaua, de la CSU Pitești și din nou de la Steaua. Două echipe, două ștafete are CSA Steaua. Sigur, Steaua și-a mărit lotul cu din Iulia și soții Becheru, care le antrenează pe surorile Gâdea. În ceea ce privește mod special notul din București, sunt foarte mulți sportivi care au început în notul la Lia Manoliu prin programul liceului Emil Racoviță. Din păcate, bazinul de acolo este închis, probabil că nici nu se va mai deschide. O spun așa cu durere în suflet, pentru că acolo ne-am antrenat împreună cu doamna Sava, eu, Camelia, Felix Maestru, Coman Dragoș, Bădiță Cezar. Acolo am avut competițiile naționale. Vara era un bazin extraordinar. Avem prea multe și ne permitem să închidem. Da, din păcate, realitatea ne surprinde de cel mai multe ori neplăcut în materie de așa ceva, de construit baze sportive, bazine, patinoare, săli. Suntem mult prea departe de lumea civilizată și cu toate că stăm, cred că, pe ultimele locuri în Europa la infrastructură, încă mergem bine, pentru că eforturile sportivilor sunt realmente excepționale și ale antrenorilor, evident. Sigur, sportivii spală imaginea României în lume. Suntem foarte fericiți și mândri pentru că ne reprezintă la cele mai importante competiții, vorbesc din punct de vedere al tuturor sporturilor. Dar conducerea aceasta, acestei țări, trebuie să înțeleagă că este foarte important pentru popor să ducă o viață sănătoasă, în mod special să investească în viitor, în copii, pentru că ei sunt stâlpul ce susțin țara. E foarte complicat să explici cuiva din exterior. Știu, m-am întâlnit și eu cu aceste probleme când efectiv ți se spune în față că ei fac parte din alt gen de oameni. Vorbim despre cei care nu au făcut sport niciodată. Este foarte dureros. Câteodată sportivii sunt într-o oarecare măsură chiar jigniți, pentru că poate că pe vremea înainte de 89 se făcea sport și de foame. Sigur, acum nu mai este cazul. Acum îl faci strict din dorință și din plăcere, pentru că, să fim sinceri, pe plan material nu ai un câștig atât de mare încât să-ți permiți să te susții doar din sport. Poate dacă ești fotbalist, dar restul sporturilor nu e cazul. Sau dacă ești Simona. Da. Halep, sigur că da. Și tenisul, da. Este foarte important pentru că, iată, sunt rezultate pe plan internațional la foarte multe sporturi și totuși nu se investește în sport. Eram curios și sigur că asta e o temă de discuție permanentă. Câte terenuri de tenis s-au construit în ultimii 4 ani în România, de când Simona Halep este la vârful acestei discipline înfiorătoare din punct de vedere al competitivității? Probabil cel mai greu sport individual clipa de față din lume. Și ce s-a făcut
pentru ca sportivii să o, copiii să o urmeze pe Simona. Câte terenuri de tenis au făcut, de bazine nu mai rost să mai vorbim, sau bazine, de patinoare sau de piste. Eu, din 2000 până în, la ora actuală s-a construit acesta de la Dinamo, care este extraordinar. Oradea, Izvorani, baza olimpică de acolo, și s-a renovat bazinul de la Bacău, unde au fost întrecerile naționale la începutul anului. Și s-a închis cel de la Lea Manoliu. Da, urmează. Încă nu au pus lacătul pe el, dar viitorul este sumbru. Am văzut că recent inauguratul bazin de la Focșani nu este utilizat. A fost inaugurat cu fast, dar nu sunt... N-a intrat încă în circuitul sportiv. Revenim la această serie. O serie în care înoată liceul sportiv Miracoviță, Olimpia, Moldova, Lituania, România, Steaua, CSU Pitești și din nou Steaua. Ar trebui, după părerea mea, ca multe școli din București să adopte ce au făcut cei de la Emil Racoviță și să bage în programa școlară un sport, scrimă, gimnastică. În notul este mai dificil pentru că e nevoie de bazin, dar se poate chiar și așa face ceva din acest punct de vedere. Și, nu știu... Câțiva ani de zile, copiii să meargă zi de zi la un sport anume ar fi un lucru extraordinar, în primul rând pentru sănătatea lor, fizică și mentală. Și de aici s-ar merge mai departe cu tradiția pe care campionii noștri... Sigur că da, pentru că pofta vine mâncând și automat, dacă ai unde să faci sport și vezi... lângă tine, copii care fac automat, ești îndemnat să faci și tu. Tocmai de aceea este fantastic faptul că putem să organizăm la not o competiție de una, de o asemenea vergură, să vedem notători de nivel mondial aici la București, în bazinul Dinamo. Cărămidă cu cărămidă putem construi acest sport care ne-a adus medalii și performanțe absolut fantastice și care, iată, aduce țărilor care nu existau acum 15 ani în not, aduce performanțe. Lituania este cel mai clar exemplu. N-are rost să discutăm de Ungaria, care este un titan în această disciplină de zeci de ani și care păstrează în continuare notul la un nivel extrem de ridicat. Și Moldova este într-o continuare, într-o continuă creștere și dezvoltare pe plan internațional în ceea ce privește notul. A venit aici cu un lot foarte puternic, Tatiana Sălcuțan, fetele de la Bras, au participat și la foarte multe concursuri internaționale. Iată, Lituania nu este ștafeta României pe prima poziție, Lituania pe 2. Clubul sportiv Universitar Pitești pe 3. Apoi Olimpia București pe 4. Steaua pe 5 și Emil Racoviță, liceul cu profil sportiv, pe 6, iar a doua echipă a Stelei pe 7. Astea sunt rezultatele în seria a doua. Acum urmează festivitatea de premiere la 400 de metri mix.
Clasamentul la cele mai bune performanțe la ora actuală este locul întâi, Robert Glință, 4.000 de euro. Rapsis Danas, după cursa de 400 de metri liber, a venit pe poziția a doua și pe locul 3, Martin Daniel. Ei vor primi premiile de la Aqua Carpatica, Seratel și Bograve, sponsorii federației. În clasamentul juniorilor la feminin, Tatiana Sărbuțan din Moldova, iar la masculin, Martin Daniel, cu proba de 100 metri spate. La seniori, la feminin, Dracu Teodora și la masculin, Glință Robert, tot cu proba de 100 metri spate. Astea sunt premiile individuale care se vor acorda la finalul acestei competiții. A patra ediție a campionatelor internaționale ale României, de aici, de la Sala Dinamo. Pe locul 3, Colții Emilia, de la Petrolul Ploiești. Pe locul 2, Gâdea Claudia, de la Steaua București. Și pe locul 1, Victoria Güneş din Turcia. Festivitatea de premiere este oficializată de David Ileagă, antrenorul lui Răzvan Florea și a lui Agache Dragoș. In the junior rankings, pe locul 3 și medalie de bronz, Andreea Drăgoi, România, 5 minute 12 secunde. Andreea Drăgoi pe locul 3 în clasamentul juniorelor. Pe locul 2, second place, Ingrid Huzar, România. Ingrid Huzar pe locul 2. The winner in the junior rankings, Claudia Maria Gâdea, România, 4 minute 57 de secunde, 93 de secunde. Și acum ne pregătim pentru ultima probă din această reuniune și din cadrul internaționalilor de not ale României. Ștafeta feminină de 4x100 mixt. Două serii. Seria întâi cu trei echipe. Seria a doua cu 8. Dacia Mioveni, Aqua Sport Timișoara și Municipal Baia Mare înoată în această primă serie. Iulia Diculescu, Andra Mitu, Ioana Ilie și Bianca Mândruță înoată pentru Dacia Mioveni. Pentru clubul sportiv Aqua Sport Timișoara, pe culoarul 4, cu Anisia Precop, Letiția Motoș, Nicol Vișan și Alexandra Ahmad. Iar pe culoarul 5, Municipal Baia Mare, Melissa Gherghel, Otilia Pop, Noemi Radu și Leona Popa.
start în procedeul spate. Noemi Radu de la Baia Mare, născută 2004. Am avut o notătoare importantă a României, Noemi Lung, născută la Baia Mare. Tocmai am plinit 50 de ani, Noemi Lung. Spunem la mulți ani. Medaliată la Seul în 88 la 204. Da, extraordinară performanță. Argint la 400 și bronz la 200 mixt. Făceam ieri o comparație cu timpul lui Carmen Bunaciu la 200 de metri spate. 2.13 în 88, dacă mi-aduc bine aminte, față de 2.12 cu cât s-a câștigat proba aici. Dați seama. Competiție foarte bună pentru sportivii noștri. Da, hai să tragem concluziile, pentru că, din păcate, am depășit ușor spațiul și nu mai avem timp să mai vedem ultima ștafetă, seria următoare. Hai să tragem acum concluziile, după 4 zile de concurs. Să enumerăm recordurile stabilite la această competiție de sportivii noștri. Cuza Ingrid la junior la 50 de metri bras, Stan Leon la 50 de metri fluture la băieții 16 ani, Ana Dascăl la 50 de metri fluture la junior, Martin Daniel cu două recorduri la junior la 100 fluture și la 50 de metri spate, Gâdea Maria la 100 bras la junior și Gergeli Mihai în proba de 400 de metri mix la băieți 15 ani. Este îmbucurător ce s-a întâmplat în aceste zile la campionatele internaționale. Ne face să privim cu optimism următoarele campionate europene de juniori, Festivalul Jocurilor Olimpice de Tineret din toamnă. Le urăm multă baftă și le ținem pumnii sportivilor și antrenorilor. Și ne pregătim de ediția următoare. Ne pregătim de ediția 2019. Ușor, ușor ne apropiem de ținta extraordinară care este ediția de Jocuri Olimpice de la Tokyo din 2020. De asemenea, rămânem după această competiție cu cea mai bună performanță individuală obținută de Robert Glință și cu premiul pe care îl va încasa sportivul nostru, 4.000 de euro, un premiu important obținut, iată, după aceste 4 zile de curse. Să spunem și de Martin Daniel la juniori, el are titlul, a avut un concurs extraordinar de bun,
îi ținem pumnii la campionatele europene de juniori. Da, și o felicităm în primul rând pe Camelia Potec pentru ceea ce a reușit să facă. Valentina Brace, Emil Hosulonji, vă mulțumesc pentru atenție. A fost ediția 4-a a internaționalilor de not ale României. Rămâneți mai departe pe TVR HD. Vă aștept în curând cu basket din Italia și din Spania. Toate cele bune de aici de la Dinamo. La revedere! La revedere!